Bună dimineața, oameni dragi! Din Alexandria, Egipt? Tot din Alexandria, Egipt! Astăzi începem ziua cu treburi organizatorice. Trebuie să ne spălăm din rufe și gazda noastră ne-a permis să folosim mașina de spălat, dar avem nevoie să cumpărăm detergent și cu niște chestii și mergem cu trei supermarket, ce găsim noi într-un supermarket din Egipt. Uite, să pun de exemplu 6 lire, 4 lire, 5 lire. Am găsit detergent, nu există detergent capsule pe care vreau eu să iau, dar am găsit Pepsi lichid și e 10 lire această pungă. Mă uitam să văd cât are. Da, e 2,50 lei. Nu știu, cât are. Deci sunt niște prețuri super convenabile. Am găsit Ariel. Capsule. Capsule 50 de lire, adică 2,5 ori 5. Da, o să punem în descriere cât costă. Deci luăm de asta, da? Da, luăm din asta. Ok. Uite, pasta de dinți Sensodyne. Asta e mică, nu? E mică, una la 100 de mililitri, 42 de lire. Sticla de ferie este 19 lire 50. De spălat vasele, nu? De spălat vasele, da. Ce e, șampon? Șampon. 50 de lire. 68 de lire. Bine, astea sale lor sunt de aici, nu știu, mărci internaționale. În altă parte, probabil. Da. Fel și fel de chestii sunt, să știți că sunt prețuri accesibile. Asta ce sunt aici? Uite, scrub pentru față, cu caite, 29 de lire. Uh-huh. Exfoliant cum ar veni, nu? Sau ce? Da, uite, castravete și okay. Deșe, adică se... Ia-ți și tu un dolar, hai! Ia-ți, pe care vrei, nu contează. Cu cafea? Cu cafea? Nu știu, tu știi. Da. Ok. Uite, uleiul de măsline, că ar trebui să fie puțin scumpuț, nu? Pentru că nu știu dacă au ei măsline. Uite, presala rece, extra virgin. La un litru, 155 de lire. Uh-huh. A, uite, din Italia, da. Uite, Costadoro, din ăsta luăm noi. 165 de lire la... Un litru. La un litru. Uh-huh. Uleiul normal, ia să vedem. Ulei de din porumb, fii atentă. 30 de lire un jumătate de litru. Ok. Ulei de floarea soarelui 26 de lire. Cred că e un litru, mă. Nu, e un litru. Așa. Uite, sau 2 litri, 51, asta cred că 2 litri are. Uh-huh. Nu scrie absolut deloc în engleză. De la Pascala de aici am cumpărat, de la acest supermarket. Din păcate n-am putut să filmăm tot pentru că... Nu ne-am mai dat voie. Exact cum a zis și Flori, aici în Alexandria oamenii sunt mai conservatori și au venit cei de la securitatea magazinului și... Ne-au spus că n-avem voie să filme, dar am tras câteva cadre. Hai să traversăm și noi strada. Dar ăștia vin, frate. Am o treabă. Mergem să luăm și noi niște mango de la... De la nenea de aici. Vezi că ne calcă rixa. Cine? Ia ține. O luăm unul de la mare? Da. Da, da. Este sterti per kilo, ia? Ok. Hai că ia unul de ăsta, nu? Cred că are un kilo de ăsta. E să-ți rog, Flori, ce zici? Hai să iau unul mai cu, sigur.
Da, îl găsim pe nenea aproape de noi, mereu. Better, ia? Wow, senzație! De când am mâncat mango, avem un an, știi? Hai să vedem. Era hard. Bun? Da. Hai să mă luat așa? Îl cântărească, nu știu. Acolo cred că are un kilogram. Hai, mă, fii, 26 de lire, are 880 de grame acel mango. Senzații! Ia uite ce bakery minunat are aici. Wow, uite flori cum e asta. Cred că e senzație. Hai să vă arătăm și liftul cum se prezintă. Ia uite aici platou, de se vede până jos. Așa, și acum avem o chestie de asta ca la Carrefour, un jeton de ăla și așa, că s-a stins lumina. Gata. Bineînțeles că aici n-avem ușă, ca să fie treaba, nu de alta. Ia uite. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar e ok. Bă, cred că sunt vreo 3 etaje părăsite aici, că nu oprește decât până la 4 și pe urmă la parter. Da, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exact. 1, 2 și 3, cred că nu e nimic. Te rog. Și acum priveliște. Și acum priveliște. Este și cineva la bază aici, de obicei. Da, avem și security care dorme aici, un domn. Și vom merge să mâncăm peste drum la Nour. Este un restaurant bunicel. Tramvaiele la ei sunt împărțite pe 3 zone. Primul compartiment sunt numai femeile, pe urmă este o zonă mai de lux care costă 2 lire de persoană și pe urmă vagonul 3 este 1 liră. O să mergem și noi să facem o călătorie cu tramvaiul, nu? Să zici că e 3. Da, hai să mâncăm că ne e foame. Uite ce bine arată astea. Wow, nice. Hello. Barbecue. Barbecue, yeah. Nice. Oh. Kebab? Tarta? Wow. This is grill, yeah? Yeah. Makes grill. What meat is? Chicken? La meat. Meat. Lamb? Lamb. Lamb? Yeah. Okay. Wow. Sure. Nice. Deci ne-am oprit să mâncăm aici și am filmat puțin și o să vedeți imediat ce ne-am comandat de mâncare, pentru că Flori nu știe. Eu m-am dus la grătar acolo și m-am văzut exact ce era pe grătar și e nebunie. Așa că așteptăm masa. Dar e mișto aici, e frumos și e curat restaurant. Am început să ne aducă din mâncare. Asta este tahini, nu este hummus, a zis că ceva similar. Aici este o pastă cu usturoi, salată clasică și macaroane cu salată. Salată de macaroane, de fapt. Da, așteptăm felul principal, da. Adică cărnița. Acum doar mirosul. Da. Ne-au sosit și pâinicile.
de astea care îți plac ție, Florii. Wow, my God! Thank you. Thank you so much. Mamă, ce ești, Doamne! Crezi că putem să mâncăm toate chestiile astea de aici? E foarte multă mâncare! Hai să încercăm, să încercăm! Hai să încercăm! Asta se mănâncă cu mâna. Deci acolo e jumătate de pui și aici este carne de oaie. Și cu orez cu ciofran sau turmeric, nu știu, cartofi prăjiți, roșii la pe grill, ardei. Eu trebuie să gust din sosul de astea că mort de poftă, frate. Asta e pasta de sus, am ai zis? Da, tahini, un fel de humus, da. Zine tu cum e. Mamă. Seamănă cu humusul? Se aduce puțin, dar este pasta de susan. Și este și cu lămâie. E un deliciu. Hai, următorul. Aici este pasta de usturoi. Usturoi, da. Salată? Și salată cu paste. Cheers. Poftă mare să aveți. Ai ceva picant acolo? La ardei ăla. Nu știu cum să iei asta? Picantă? Nota 10, de-abia suntem de o zi în Egipt și putem spune că ne-a dat pe spate. Ne place foarte, foarte mult, cel puțin aici în Alexandria, pentru că sunt acele zone autentice de localnici care ne impresionează foarte mult. Mâncarea este excelentă. Iar puiul ăsta este super picant. Nu ce vedeți voi aici, are numai ardei, iute și piper, deci... Hai că ne sosește tramvaiul.
simite trenurile din India cum erau, tot așa cu niște de-astea, dar erau de fier, se bolângăneau alea cei câiși la pușcărie în trenuri de-alea și erau toate cu gratii la geam. Da, dacă mi-aduc aminte, cred că era mai... nu era mai scump decât aici biletul. A fost foarte ieftin oricum, dar nu ca aici. Nu cred că am mers niciodată cu 50 de bani în călătoria. Ori pe tramvai, ori pe metro, ori pe... E foarte ieftin aici, tranquilitate. Hai să coborâm și să vedem pe unde... O luăm acum. Frumoasă călătoria cu tramvaiul, nu? O experiență care trebuia trăit aici în Alexandria. Foarte drăguți oameni. Exact, da, ne-au ajutat toți. Foarte, foarte mișto. Uite, peste drum se vede că este ceva de armată. Nu știu sigur ce este, dar este un tank la intrarea în acea instituție și sunt și militari care păzesc. Ne îndreptăm către o gară renumită de aici din Alexandria, cum se cheamă? Sidi Gaber. Sidi Gaber. Să ne interesăm pentru posibilitatea de a pleca din Alexandria, să vedem ce costuri sunt pentru trenul. Da, să vedem care va fi autobuzul, trenul, nu știu, să vedem intervalul orar, de des pleacă. Da. Ne facem planul pe mai departe. Exact ce ne place, nu? Da. Foarte tare. Aglomerația asta ne face să o luăm razna, în sensul bun al cuvântului. Hai să vedem pe unde se intră la ăștia în gara aici. Uite, am ajuns la stația de tren Sidi Gaber Train. Hai să vedem să cumpărăm niște bilete, dacă găsim. Hai să ne interesăm. Hai că jos erau doar pentru turiștii locali, pentru localnici. Sunt niște trenuri speciale care pentru localnici sunt anumite clase, iar pentru turiști sunt numai clasele, clasa 1 și clasa 2, cred că ceva de genul. Da, nu o să ne dea mai multe detalii acum. Da, și ne așezăm și noi la coadă să vedem ce obținem. Adică aici. Hei, ne-am cumpărat biletele pentru Cairo, care este următoarea noastră destinație. Am dat 200 de lire, adică cât venea? 10 euro și un pic, până 11 euro și călătoria durează 3 ore. Este un tren direct și mergem la clasa a doua cu aer condiționat. Avem și locuri, nu? Locul 13 și 14. Așa că suntem foarte încântați. Urmează peste câteva zile vloguri din Cairo, Egipt. Ne îndepărtăm puțin de strada principală, că te doare capul pe acolo și e mult zgomot. Ia uite. Uite, asta e spălătorie. A, nu e. Era o mașină de spălat, dar nu e spălătorie. E de vânzare. Da, da, ia uite, mișto. Spălătorie, că ne-am spălat. Da, da. Omul. Salam.
S-a speriat de mine. S-a speriat? S-a speriat, da. Așa arată cartierile de localnici. Aici nu o să vezi niciun picior de turist. Am zis că mergem în centru, da? Păi am zis că mergem în centru. Hai pe aici. În centrul lor, da? În centrul lor, da. Oricum ne place foarte, foarte tare. Ce senzație ai tu că ești în? India. În India? Izbitor seama, doar că ea nu-s musulmani. Mâncarea e diferită. Asta e bine, că mi-a zis. Da. Sincer, nu așteptam să se mai atât. Adică să-ți place așa de mult. Hello! 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 Bananele, 10 de la kilogram. 10 lira? 1 kilo? 1 kilo, okay. Please, mai lu? Put me 1 kilo, please. Ține-și. Alea pe care l-am luat erau 20 kg, nu? Da, și aici am găsit cu... cu 10. Wow, senzație! Hai că ți-am luat iarăși turtiși de-astea, că nu mai puteai de poftă, nu? De-astea lungă non-stop. Cum? Din astea lungă non-stop. Da? Foarte tare. Cum e? Uite, dacă vrei fresh chicken, de aici găsești. Chicken. Chicken, chicken. Ai mâncat mai devreme? A, că ai mâncat chicken. Am mâncat până mai devreme. Am înțeles. Ia uite iepuri. Thank you. Aici o piață locală, Flori, fii atentă. Dar hai să ne îndepărtăm puțin că se lasă seara. Mai mergem în centru? Uite, fresh dates. Mamă, curmale proaspete. Vrei să luăm? Puține? Da. Ia, ține-i. O legătură de asta. O legătură de ceapă? Ei, hai, că-i puțin. Una. Păi n-am știut cât sunt. Două, trei din alea. Ajunge? Da. Da? Ok. Hai să vedem cât dăm pe ele. O să vă spunem imediat. Pune ele. You don't speak English? Yeah. A trebuit să cumpăr jumătate de kilogram, că nu înțelege deloc ce ziceam și jumătate de kilogram este 15, costă 15 lire. Eu nu înțeleg ce zici tu și tu nu înțelegi ce zic ei. Uite, ați mai văzut tramvaie supraetajate? Eu n-am mai văzut. Deci e cu etaje. Foarte tare. Doar un vagon din trei. Doar un vagon din trei, da. Cam asta este, dragilor, pentru ziua de astăzi. O să vorbim puțin mai tare pentru că este, se aude în acele coarne rugăciunile. Suntem la Alexandria. Vă mulțumim că vă uitați la noi și vă așteptăm cu alte aventuri. See you.